Ne aflăm în fața blocului 23 din Sighetul Marmației din cartierul Unirii, unde se petrec lucruri paranormale. Vecinii reclamă că au văzut fantome care în fiecare zi de miercuri deranjează liniștea locatarilor, în special noaptea, și există chiar persoane care refuză să mai intre în scară fără să aibă asupra lor apă sfințită. Suntem aici să vedem despre ce este vorba. Acum vom intra în scară să vedem exact locul prin care s-a plimbat fantoma și ce anume a încercat să facă și a reușit sau nu a reușit această fantomă. Într-adevăr, acest bloc arată exact potrivit pentru o fantomă. Cum se deschide? Aici? Așa? Am să rog vecinul dacă vine să ne spună exact pe unde a fost fantoma. Vorbim cu un locatar de aici din blocul 23. Pe unde a fost? Bună ziua! Fantoma umbla pe scară. În imaginile pe care le-am văzut adineauri, pe acest perete era fantoma sau pe care? Da, pe acest perete au fost... a umblat... Și am înțeles că ați pregătit aici, chiar deasupra acestei firide electrice, înțeleg că dânsul consuma cafea și țigări, sau ce ați pregătit? Alcool. Alcool și țigară, ați spus aici deasupra, s-a atins de ele sau nu? Nu s-a atins, dar bântuie cam zilele de miercuri. De ce miercuri? Pentru că miercuri a fost decedat. A, deci într-o zi de miercuri a decedat persoana în cauză și în fiecare miercuri se întoarce aici în bloc pentru a deranja sau pentru ce? Vine acasă, cum s-ar zice. Vine la propria locuință. A locuit, să înțeleg, undeva aici în zonă, da? Și a deranjat activ vecinii sau doar și-a făcut prezența și a plecat? Doar și-a făcut prezența la domiciliu. Cum ați descoperit fantoma? Printr-o cameră, montată o cameră web și... S-au văzut imagini clare de fantome. Vecinii de aici, de la parter sau din acest bloc, am înțeles că sunt foarte mulți, foarte, foarte speriați și nu prea vin noaptea sau miercuri noaptea, nu prea circulă, nu vin acasă. Nu prea circulă. Am înțeles că este o doamnă care vine și cu apă sfințită. Da, cu apă sfințită. Și are ceva efect apa sfințită?
are puterea să nu atace. Să nu atace sau să nu-i bântuie locuințele. Deci să înțeleg că pe acest perete sau aici s-a văzut umbra fantomului. Da, da, umbra pe acest perete și pe tabloul respectiv de curent. Și pe firii de astea electrice, da? Da. Și ați încercat să comunicați cu fantoma, să vedeți ce intenție are? Nu se comunică cu fantoma. Nu sunt comun, nu se comunică, dar am văzut-o și la apariția mea în scară dispărea. Oare vecinul care chiar locuiește aici, ce părere are? Oare aflăm? Ce zici tu? Răspunde oare să ne dea câteva informații? Posibil că da. Așteptăm să vedem dacă răspunde cineva la ușă. Hello! Bună ziua, am înțeles că exact dumneavoastră locuiți aici în zona unde fantoma... Da. Da. Cum ați descoperit-o? Înainte, cu câteva luni, mi s-a furat un motor din scară. Scooter. Așa. Și ca să nu mi se mai pure, să văd, să umbla și la el, am sistem de alarmă pe el, și să umbla și la el, ca să nu se mai, să nu se mai lege de el, am pus, montat camera ăla și înregistrez. Această cameră, da? Da. E conectată în casă la calculator și înregistrează în fiecare seară, îi dau rec și mă înregistrează ce se petrece noaptea pe scară. Deci miercuri a trecut, am realizat că a apărut o imagine ciudată pe părețe. Am analizat-o, am mai studiat-o, s-a uitat și colegul, vecinul la el. Doar miercuri apare? Deci numai miercuri seara. Este ziua în care a decedat sau? Păi după cât am înțeles, miercuri seara a fost bătut și a fost omorât când a murit el de la bătaia ce luată. Ai povestea cu cimitirul și cu țigara? Deci noi ieri seara... Am fost afară, am pornit camera cam pe la vreo 7 să înregistreze, că am fost plecat de acasă și am venit în casă înapoi, în schimb imaginea merge pe desktop, m-am uitat la ea, în moment ce mâncam am văzut că apare imaginea pe părăce. Am văzut pe imaginele filmate că la un moment dat chiar dumneavoastră cred că ieșiți afară și... Da, ieșit afară, era în zona asta, nevastă mi-am zis urmărește pe cameră, eu am pus mâna pe... Deci nu vedeam nimic, dar pe cameră se vedea. Și cum ați reacționat? Ați încercat să comunicați cu ea sau de ce ați ieșit afară? Nu, aia e problemă. Eu am vrut să văd dacă se vede cu ochiul liber afară. Am înțeles că ați pregătit dânsul, mă rog, consuma alcool și tutun și ați pregătit aici o țigară. Și făină de mălaie încă aici sus, să vede. Am pus niște făină de mălaie, că zicea că dacă pui, umblă, vine, bea, ușe. Și s-a atins de alcool sau țigară? Nu. În schimb, la ora 5 dimineața, a apărut exact aici, în fața panoului, stătea și privea ce făcea. Deci s-a uitat la ele acolo, dar nu s-au atins de ele. Vecinii de aici, de palier, cu dumneavoastră, ce părere au? Zice, toată lumea zice că probabil el umblă, pentru că i-au rămas multe lucruri în casă, nu s-au dat de pomană, sora sau după cât am înțeles că l-au îngropat, l-au mormântat, nu... Am înțeles că este și o doamnă care merge doar cu apă sfințită de când e povestea asta? Da, e vecina de la a doua ușă de aici. Și are ceva efect, are apa sfințită? Sincer, nu știu, eu nu cred în astea, dar e ciudată faza. Deci e o fază ciudată care am depistat-o, am văzut-o și... Deci nu mă înspăimânt, că n-ai de ce. Și culmea că nu m-am miercuri. Deci în fiecare seară mi se înregistrează, că pornesc seara înregistrarea, dar toată săptămâna dimineața urmăresc ce s-a filmat peste noapte, dar nu apare nimic, deci nu se vede. În schimb, miercuri seară. Deci asta e a doua miercuri care a fost prinsă de două. Poate ne spune doamna ceva legat de fantomă. Se pare că nu. Nu știu. Nu știți, bun. Și ce credeți, miercuri viitoare va mai veni? Chiar de-aia am zis, o vecină a zis că se teme popa să vie, să sfințe, am zis că nu până miercuri viitoare. De câte săptămâni în fiecare miercuri își face prezentă? Săptămână care am văzut-o eu, probabil că o mai fi umblat și n-am depistat-o, dar asta e a doua miercuri. Vine o televiziune în spațiară
ca să putem da chiar direct, în direct, dacă s-ar putea. Poate alte camere mai sofisticate, mai cu tehnologia mai avansată, poate că ar depista mai bine. Și atunci ar vedea o țară întreagă sau tot sighetenii. Ar fi ceva lucru paranormal. Ei, noi ne gândim la modul foarte serios să ne prezentăm miercuri seara târziu cu o cameră aici în blocul 23 din Unirii, în speranța că, având camere cu tehnologie mai avansată decât webcam-ul care este montat aici, vom putea surprinde imagini mult mai clare decât cele pe care le-ați văzut mai adineauri. Ne primiți miercuri dacă venim? Liniștit. Deci, de obicei, de la normal, miercuri a trecut, a fost după ora 2:30. Când și-a făcut apariția. Și ne miercuri asta au fost la 8:30. Ne prezentăm cu tutun și alcool sau nu-i cazul? Nu, că văd că nu se atinge. E sătul probabil, fantoma nu are chef de mâncat și de băut. Nu-i brăcuma, nu. Bun, mulțumim foarte mult, Nicu Iuga, pentru TV Sighet.